După sărbători ne-am apucat intensiv de lucru, avem foarte multe probleme de rezolvat, care întregul așteaptă schimbarea care am făcut-o, tot sper că să fie o schimbare. Cât de grav e, cât de grav e. Haideți să începem, dacă scoate un pic cu situația sanitară și cu situația... Început, când am intrat în pandemie și eram în fruntea, zicem, măsurile care au fost luate de la început și datorită, aș spune, și managementului, managementul a venit atunci cu un suport, a procurat 4 aparate de ventilare, a procurat cardiomonitoare, laboratorii, turele care se schimbă să fie, lucrau în două săptămâni, fiecare zi. Tot așa de prelungim, prima marță a lunii, doamne președinte a Republicii Moldova, ca să începem discuțiile noastre, ar vrea să doamne președinte, după aceea trecem la întrebări răspunsuri, vă rog, nu știu ceva mai multe, de altfel să le prezentați pe suport de hârtie. Da. De aceea, eu să vă rog foarte frumos, ascult. Dumneavoastră, cred că urmăriți situația. Pe de-o parte, pe plan intern, avem un parlament în care sau nu există o majoritate parlamentului guvern în exercițiu, cu mandat foarte limitat, probabil mai limitat decât scrie Constituția, de asta eu am făcut o sesizare la puterea constituțională și sper că nu dați. Pietru Cipătaru, directorul spitalului, bine ați venit în cadrul instituției noastre. Doamna ministru, acest bloc e din anul 1900. Bucuroși să vă salutăm în vizita în cadrul spitalului Răional Hâncești. Trunirea noastră sunt șef de secție a spitalului Răional Hâncești, asistente superioare. În cadrul instituției astea sunt 141 de pacienți, dintre care 20 acordăm asistență medicală peste 26.000 de persoane, dintre care suntem un spital care acordăm asistență medicală când nu au specialiști, ori este, sunt alte situații, pentru raionele Cimișlie, Iuva.